Localnicii au încercat să dea o mână de ajutor. Ei au sărit cu gălețile cu apă pentru a stinge flăcările, dar din păcate nu au putut salva viața bărbatului. Cred că de la foc, de la sobălă. Îl văzui până la 10, pe aceea era dat un nu-l mai văzui. Atâta știu. Când ieși eu, erau vecinele, strigară să aduc apă cu găleata, aduseră degeaba până veniră pompierii, nu puteră face nimica. Cred că tot de la foc, eu așa zic, au fost vecinii de au adus mâncare și au zis că avea focul făcut și era o căldură exagerat de mare. La fața locului a ajuns și o echipă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, care a găsit multe resturi din materiale ușor inflamabile, haine, în apropierea sobei din camera în care locuia bărbatul decedat. După lichidarea incendiului s-a găsit și victima, era în pat, carbonizat, probabil focul a pornit mai devreme cu ceva ore și când vecinii au văzut doar după extinderea lui spre acoperiș. Și un echipaj zmurd a ajuns în zonă, dar din păcate nu a putut face altceva decât să constate decesul bărbatului.